Pentru plățile aferente cererilor de plată și de sprijin depuse pentru diverse scheme și măsuri în 2020, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Maramureș a finalizat în cea mai mare parte aceste plăți, până la finele lunii martie, și sumele care au revenit solicitanților din județ nu au fost de neglijat. Ceea ce privesc plățile aferente celor unice de suprafață, pentru suprafețele de terenuri solicitate agricole, solicitate de fermieri și pentru animalele de specii și categorii pe care le cresc, s-au plătit un număr de 32.139 fermieri, reprezentând 94,87% din numărul total de fermieri care au depus cereri. Suma totală achitată este de 45,33 milioane euro. Cea mai mare parte a banilor s-au plătit din fonduri europene. 1300 de fermieri care mai trebuie să fie plătiți au solicitat sprijin în sectorul zootehnic pentru ajutoare naționale tranzitorii, respectiv pentru lapte, pentru carne și pentru specii de ovine și caprine. În afară de aceste plăți majoritare pe care le derulează APIA și le plătește către fermieri, s-au mai făcut plăți în sectorul apicol prin Programul Național Apicol, campania 2020, în sumă de 183.000 de euro, iar sumele plătite pentru bunăstarea animalelor, acele două specii, porcine și ovine, se ridică și aceste la 873.000 euro pentru porci. Au beneficiat 10 crescători de porci și o sumă de 785.000 de euro pentru păsări, numărul de beneficiari la păsări fiind de 14. Așadar, chiar dacă a fost pandemie și relația dintre funcționarii agenției și beneficiari a fost una de la distanță, plățile s-au putut efectua, iar documentele și cererile pentru subvenții au ajuns la APIA. De altfel, agricultorii au primit anul trecut și câteva ajutoare pentru a compensa pierderile cauzate de criza sanitară.